Autori din întreaga țară reuniți la Bușteni prezintă în aceste zile o parte din cele mai frumoase creații lirice cu tematică religioasă. De asemenea, luările de cuvânt din cadrul colocviului contribuie la identificarea rolului pe care îl are acest tip de creație în literatura contemporană. Am încercat să prezint câteva din temele principale ale poeziei religioase românești, oglindite în opera celor mai reprezentativi și mai mari poeți ai noștri, și anume căutările lor de o viață întreagă și de o operă întreagă să definească pe Dumnezeu, cine este cel care este, sau să-l caute, să caute să se întâlnească cu el în rugăciune, în cuvânt, sau chiar să-l nege, după aceea să-l piardă, să fie disperați că l-au pierdut, să fie fericiți că l-au regăsit sau reîntâlnit cu el, sau pur și simplu să îl slăvească în minunatele cuvinte românești. Care sunt așteptările de la o astfel de manifestare? Acest colocviu este extrem de binevenit și e o bucurie pentru mine că am început să vorbim unii cu alții deocamdată între noi, dar aș vrea să ajungem la momentul în care să ne caute publicul și să ne dorească în mijlocul lui și să le putem împărtăși, poate nu atât de teoretizant, ci mai mult practic, poezia românească creștină de mare valoare. Suntem literatura care cred că are cei mai mulți poeți cu preocupați de asemenea tematică. Întâlnirea cu ceilalți creatori de poezie religioasă este întotdeauna binevenită. Am venit cu o comunicare despre poezia religioasă, despre caracterul creștin al poeziei în general și cu mai multe volume de poezie pe temă religioasă. Colocviul este foarte interesant pentru că adună oameni cu stiluri diferite, cu moduri de gândire diferite. Este un fel de mozaic de poezie pe temă religioasă. Este important pentru că putem să schimbăm idei. Este important mai ales prin prezența în altelor fețe bisericești și prin această posibilitate care ni se oferă de a comunica între noi poezie cu duh, cu spirit religios. Istoria recentă ne arată faptul că, în pofida vicisitudinilor, poezia religioasă și-a găsit întotdeauna locul în creația românească. Comunicarea cu titlul Poezia religioasă înainte și după 1989, constrângeri, inerții, clișee de receptare, a urmărit o raportare a tipului de, a celor două mari tipuri de poezie religioasă, manifestă și imanentă, la contextul sociopolitic, istoric, mentalitar, care nu odată, ci de regulă, provoacă și niște mutații de fond, atât în receptarea unui anumit tip de poeticitate, cât și în stabilirea granițelor ei strict formale. Constrângerile de azi privesc odată mutațiile de gust foarte, foarte vizibile. Publicul contemporan nu prea mai citește în general poezie și cu atât mai puțin poezie religioasă. A doua dată, constrângerile de pe piața editorială, care nu odată îi impun autorului, oricât de bun ar fi, niște limitări, niște provocări pe care nu puțin nu reușesc să le convertească într-un aspect pozitiv, ci dimpotrivă. De regulă, constrângerile pieței editoriale îl determină pe autor să renunțe la un anumit tip de formulă religioasă, mai ales lirico-religioasă, ori să își păstreze nu în sertar, că nu mai vorbim despre literatură de sertar, dar să își păstreze textele de acest ordin pentru un viitor ceva mai luminos, dacă acesta va veni, și sunt convinsă că va veni. Se dorește ca, pe viitor, creațiile poetice cu tematică religioasă să fie prezentate mai des publicului cititor. De asemenea, și creatorii de poezie, dintre care unii din diaspora, să se poată exprima periodic în paginile publicațiilor Patriarhiei Române.